Ediția 2016 a evenimentului Rock in Reghin este programată pentru sâmbătă 5 noiembrie, ora 19, la Casa de Cultură de pe strada Iernuțeni. Organizatorii sunt, ca de fiecare dată, membrii trupei locale de rock Black Diamond, care speră ca și cu această ocazie să adune un public cât mai numeros de iubitori ai muzicii heavy metal. Este organizat pentru a 10-a oară de către trupa locală Black Diamond, împreună cu Gomboș Robert și cu un riding club, un motorcycle club care este un partener nou, Sons of Attila se numesc. Deci este un eveniment spectacol. Locația este una foarte ok, parcare mare, toată lumea, cine e ascultător de muzică rock, îi așteptăm cu drag. Trupa locală de rock Black Diamond celebrează astfel 10 ani de când organizează acest spectacol, iar pentru un asemenea moment a invitat o trupă cu renume din Ungaria, Pocol Gap. Trupa locală, normal Black Diamond, ca în fiecare an, anul ăsta sărbătorim 10 ani de activitate, o să fie un show mai special, iar trupa de dincolo care va veni din străinătate este o trupă legendă în heavy metal, se numesc Pocol Gap. Rockerii știu despre ce-i vorba. Pocol Gap este o trupă formată la începutul anilor 80, fiind printre primele formații heavy metal din Ungaria, împreună cu Moby Dick, iar de-a lungul timpului, componența grupului a suferit unele modificări. Istoria trupei spune că în 1985 a înregistrat și lansat primul album, cu două piese. Un lucru special s-a întâmplat un an mai târziu, în 86, când guvernul a permis să lanseze primul album heavy metal din Ungaria. A fost albumul de debut al Pocol Gap, intitulat Totalis Metal. Trupa a cântat în deschiderea concertelor Metallica și Motorhead la sfârșitul anilor 80, iar până în 89 a participat la un turneu european și a mai lansat două albume. Anii următori au dus la scindarea formației și schimbarea componenței, însă muzica trupei a rămas la fel de apreciată.